concertistă. 34 de ani. Creativitate, comunicare și perseverență. Îndrăznește să visezi. Arta pianistică te învață ce e răbdarea, te învață cum să apreciezi progresul și creativitatea. Cred că am fost un caz foarte binecuvântat pentru că de la vârsta de 9 ani am știut ce vreau. Când am avut debutul cu orchestra, când am intrat pe scenă și am cântat concertul de Mozart, țin minte că am venit în backstage și am spus și mamei și profesoarei mele că vreau să devin o pianistă concertistă. Visul nu a fost de a fi aplaudată pe scenile mari ale lumii, a fost de a împărtăși această bucurie și energie care ți-o dă muzica și care te face să fii mai bun, îți aduce o alinare frumoasă în suflet și devii mult mai inspirat și mai bun cu oamenii. Mama. Ea este modelul meu de pozitivitate, de energie, de compasiune, de a lupta pentru ceea ce crezi și de a nu renunța niciodată, chiar dacă treci prin momente dificile. Încă sper că voi ajunge măcar la jumătate din ființa minunată care este și dacă voi ajunge la acel nivel, mă voi simți foarte, foarte norocoasă. Joe March din Little Women, de autoarea americană Louisa May Alcott. Joe este o fire foarte puternică, independentă, aventuroasă, știe ce vrea și nu se limitează la societatea și vremurile în care trăiește. Iubește familia, dar e foarte nonconformistă. Palmele în rugăciune de Albrecht Dürer. Este o pictură foarte frumoasă și foarte expresivă, iar legenda spune că într-o familie de 18 copii, într-un sătuc lângă Nuremberg, în Germania, doi frați, Albrecht și Albert, voiau amândoi să studieze arta, dar familia, bineînțeles, nu-și permitea să-i trimită pe ambii, așa că au făcut un pact și Albrecht a fost cel care s-a dus la Universitatea de Arte din Nuremberg pentru 4 ani, iar fratele său, Albert, a mers și a lucrat în mină pentru a-l ajuta financiar. Înțelegerea dintre cei doi frați a fost că primii 4 ani va merge unul, în timp ce celălalt îl va ajuta și apoi vor schimba locul. Ei, când a venit Albrecht înapoi acasă, a venit ca un pictor recunoscut, toată lumea îi admira inspirația și creativitatea și când a venit acasă la o cină în familie, a spus că acum este rândul fratelui lui și cât de recunoscător este pentru tot ajutorul care i-a dat în ultimii 4 ani. Albert, din păcate, începuse să sufere de artrită și mâinile lui erau foarte lovite de atâta lucru manual în mină și a spus că timpul lui a trecut și nu mai poate merge să studieze arta. Iar atunci Albrecht s-a dedicat foarte mult la această pictură, Palmele în rugăciune, care efectiv îi arată fiecare venă și fiecare trăsătură a mâinilor lucrate și motoul acestui tablou este că nimeni nu reușește în viață de unul singur. Licenii. Am copilărit cu acest film și pentru mine perioada liceului și a primilor ani de facultate a fost una foarte fericită, una care mi-a adus foarte multe prietenii adevărate, care durează o viață și a fost foarte multă distracție. N-am avut foarte multe griji și a fost un timp din viața mea care a adus foarte multă bucurie. Regina Victoria a Marii Britanii a fost unul dintre cele mai importante personaje feminine ale istoriei întregii lumi
și a promovat foarte mult expansiunea culturală. Bineînțeles, pe lângă toate dezvoltările în știință, în tehnologie, în comunicații, London Underground, metroul din Londra, a fost construit în această epocă, dar Regina Victoria a avut o viziune extraordinară. A dezvoltat epoca de aur a Marii Britanii. A fost o fire foarte diplomatică și în ceea ce mă privește pe mine, în industria în care trăiesc, a fost un adevărat ambasador al artelor. Împreună cu soțul ei, prințul Albert, a construit foarte multe lăcașe de artă și, bineînțeles, Royal Albert Hall, una dintre cele mai importante și frumoase săli din întreaga lume, pe care a construit-o după moartea prințului Albert, este una dintre cele mai frumoase lăcașe pentru mine. De fiecare dată când am cântat la Royal Albert Hall, a fost ceva unic, ceva extraordinar. Se simte iubirea pe care a avut-o Regina Victoria față de prințul Albert. Oh, de multe ori! Viața de pianist-concertist este una foarte singuratică, dar o iau într-un mod pozitiv, pentru că îmi place să fiu singură, îmi place să gândesc, să analizez anumite chestii, îmi place să visez și bineînțeles că sunt într-un dialog continuu cu mine însămi. Sunt multe momente în care îmi spun să respir adânc, alte momente în care îmi dau curaj, așa că, nu știu, cred că fiecare dintre noi, mai ales cei care lucrăm singuri, trebuie să ne placă compania noastră. Bunicul meu spunea, de la cel mai bine în sus, sau ca pe roate. Ok, pot avea trei? Prima ar fi pace peste tot, apoi sănătate la fiecare om în parte și a treia ar fi recunoștință. Oh, oh, oh. Ok, asta e cam greu. Arnaxela? Yeah. Unxeirat. Okay, pianista. Sinaip. Okay, asta a fost greu. Și eu mulțumesc tare mult de tot.